Da, deci m-am invitat astăzi aici pentru a vă anunța despre Festivalul de Artă Urbană, care este un pre-eveniment a unui festival mai mare care va fi în luna august. Evenimentul în sine va avea loc poimâine, în această duminică, cu începere la orele 12 și se va termina la 10 seara. Ce înseamnă de fapt acest eveniment? Că oamenii, cetățenii orașului nostru, simpli locuitori ai Chișinăului, ocupă o zonă care normal vedem că este ocupată de mașini și o fac din ea, putem spune, chiar ce vrem noi. Respectiv, în cadrul acestui festival, timp de o zi, vor fi făcute 10 picturi, 10 grafituri de către cei care știm că vopsesc orașul Chișinău. Ei vor face acest lucru, o va face legal, pentru că e destul de important ca acest lucru să fie ilegal. Doar că, da, în mare parte a cazurilor, pentru noi avem noi sau nouă autorizații, oricum ieșim cu dosar penal, dar sper să nu fie și caz așa cum.